Creștinii ortodoxi din Nisporeni au sărbătorit Paștele Blajinilor. Oamenii au mers la cimitire, unde au dat de pomană de sufletul celor trecuți în neființă. Înseamnă memorie celor care nu-s cu noi, apropiați, de care ne doare mult. Dacă noi nu ținem cont de trecut, n-avem viitor. N-avem viitor. Nu ținem cont de ce, că avem părinți, că avem rude, că avem frați, surori. Nu ținem cont de ce și-au făcut ei. Și ce trebuie să facem noi în continuare. Și dacă copiii văzând și ne luând exemplu din noi, noi nu facem, deci în continuare nici cei care rămân din urmă noastră nu o să facă nimic. Cum e Paștele la noi, așa e și Paștele la, la cei morți care dus din viață. Sărbătorim Paștele Blajinilor, ziua morțească. Pomenim răposații. Este tradiție din bătrâni. Semnifică pomenirea morților, răposaților, părinților, bunieilor. Un moment de reculegere, un moment de amintire pentru cei care au fost și ne sunt scumpi și azi nu mai sunt. Asta-i. Semnifică Paștele Blajinilor pentru dumneavoastră. Pomenirea celor plecați din viață. Venim la cimitir, aprindem o lumânare, să citești o rugăciune și cred că în familie se sărbătorește. Fără mult vin. Paștele Blajinilor se sărbătorește în a 8-a zi după Paști. Creștinii aduc bucuria învierii lui Hristos, trăită în săptămâna luminată și celor adormiți. Părintele Nicolae din Nisporeni s-a rugat împreună cu creștinii pentru sufletele celor decedați. Suntem o sărbătoare foarte mare, Paștele Blajinilor sau Paștele Fericiților, în limba noastră, deși, pentru că se face pomenire cu sasă și Dumnezeu ne îndeplinește cu drept, să te duci pe rugăciune care se face și mirostenie. Și noi care rămas și urmașii celor care se răposase și se odihnesc în cimitir, să avem grijă de cimitir ca să fie într-o stare bună, ca și noi când și la noi la Paște, la Jinu, să putem să stânțăm, să stânțăm sufletește mai bine. Și să dăm Dumnezeu să ne întâlnim și la an și la mulți ani, la așa o pomenire sfântă, unde putem să ne rugăm pentru frații noștri, pentru rugăciunea noastră, să dăm ceva de pomană pe sufletul lor, ca ei din cu din lumea știm că se simte mai bine, mai ușor, datorită faptului că noi ne rugăm și facem mulțumim pentru sufletul lor. Paștele Blajinilor sau Paștele Morților este ziua în care se face pomenirea la cimitir a tuturor celor dragi care nu mai sunt printre noi. În această zi se împart pomeni și se întind mese. Se crede că de Paștele Blajinilor sufletele morților sunt libere și pot gusta din mâncărurile pregătite special pentru ei și date de pomană.